Salutare, oameni buni! Gata și cu Fold 6, noua generație de pliabil din ăsta mai sănătos, așa mai mare. Pentru cei care au neapărat nevoie de un ecran mai mare, pentru că, na, nu mai văd bine sau au nevoie să ruleze ceva grafic mai intens. E, na, super telefon la nivelul de cam tot ce poate oferi un flagship la ora actuală, adăugându-se acest format nou care aduce ecranul mare. Ăsta e, de fapt, singurul lui bonus principal, ecranul de dimensiuni foarte mari. Acum, sigur că există nenumărate alternative. De fapt, ecranul mare provine de la segmentul de tablete, care la un moment dat erau foarte populare, toată lumea își lua tabletă. După o vreme, după ce îți dai seama că pentru tabletă îți trebuie și o geantă și după aia trebuie să cari și încărcătorul ei, după aia trebuie să cari și alte telefonul separat, începe să devine incomod și la un moment dat am renunțat de tot la tabletă. Din când în când mai revine tableta pe post de înlocuitor de laptop, când n-am chef să car tot laptopul, iau o tabletă că e mai ușor de luat și pot să fac cam aceleași chestii, dar de cele mai multe ori nu prea îmi vine. Mai e faza pe canapea sau fotoliu, când am niște ore de pierdut pe undeva, e mai ușor să te uiți pe tabletă. E, cam asta e ideea cu ăsta. El pe ecranul extern a devenit un telefon normal aproape, mai are puțin și ajunge un S24 normal. Iar pe atunci când ai nevoie sau vrei să faci ceva senzațional, ai ecranul ăsta mare. Probabil că pentru cei din IT sau pentru cei din zona de jocuri video, e un avantaj ecranul ăsta. Pentru filme sau chestii nu prea e util. Adică n-are un format bun, e cam pătrat, așa, nu poți să încadrezi filmul acolo, rămân niște dungi negre, o să vă arăt eu la prezentarea din mână, dar e cam... Bineînțeles, vine și ăsta cu actualizări, cu procesorul de ultimă generație, stocare și memorii de ultimă generație, camere îmbunătățite, aspectul general îmbunătățit după modelul lui S24 cu margini plate, cu totul metalic, cu un aspect super premium. Dar la fel ca și celelalte pliabile, vine cu o notă de plată foarte mare. Adică depinde foarte mult de bugetul fiecăruia și de ce îți dorești să faci cu acei bani. Adică varianta de bază care e cu 12 GB, toate sunt cu 12 GB de RAM, 256 de stocare, e 10.000 de lei acum. E greu, complicat să zici, bă, luați-l pe ăsta că e cel mai bun. Varianta cu intermediară cu ceva stocare în plus e 10.600, iar varianta de top cu 1 tera este 11.800 de lei. Mult. Foarte mult. Da, acum, deocamdată, Samsung beneficiază de faza asta că e cam singurul pe zona asta. Au apărut competitori, de exemplu, am testat anul trecut OnePlus Open, care este un competitor foarte bun, doar că nu s-a prea găsit sau, mă rog, există diverse povești. Urmează să lanseze un OnePlus 2 care nu e încă gata, nu știu. Restul au cam, competitorul au cam lipsit pe segmentul ăsta. Unii fac doar flip-uri, Huawei sau alții care erau pe zona asta n-au prea mai comunicat produse noi. Cred că mai e Honor cu ceva pliabil de tip similar, dar nu l-am văzut, nu știu cum e, deci habar n-am nici măcar dacă funcționează corect. Ideea e că Samsung au beneficiat în anii ăștia, e al șaselea an, de faptul că au fost primii care au lansat și că produsele lor, cât de cât erau mai calitative, funcționează cam cum te-ai aștepta și promit și update-uri de software pe termen mai lung. Cele trei avantaje pe care le cunoaștem, dar toate vin la pachet cu faptul ăsta că telefoanele sunt mai scumpe decât media normală. Dacă stăm să ne gândim, ăsta este practic un S24 Ultra, la care s-ar mai adăuga cele două ecrane care sunt unite prin folie și arată așa. Nu îmi dau seama, adică un S24 Ultra, bine, și fără camere, cu camerele modificate, dar în fine, astea sunt detalii. Deci ar veni un telefon cu 3 ecrane, practic, cu aceleași dotări de flagship și cu 3 ecrane. Normal, se adaugă ceva la preț. Dar acum cât de normal e să coste de 2-3 ori cât un telefon,
rămâne la latitudinea fiecăruia. Sigur, e vorba de formatul interesant, adică utilitarist. Așa îl bagi în buzunar, arată ca un telefon normal, e destul de subțire să fie utilizat cu o mână, e comod, nu mai e ca în anii trecuți, nu știu, e și mai ușurel din câte se pare, sau are, îți dă doar senzația asta de ușurință, se descurcă bine în teste, se descurcă bine cu camera foto, nu prea mai ai ce să-i reproșezi așa la partea asta și bineînțeles, cum știm, la Samsung sunt mai rezistente și țin mai mult în timp, că asta a fost leitmotivul. Bineînțeles, vin cu toate funcțiile AI pe care le-am văzut anul ăsta promovate pe toate dispozitivele Samsung, dar pe alea le-am discutat deja la S24, nu e ceva nou sau diferit la seria asta. Ce vreau să fac este să vă arăt dispozitivul din mână, în cutiuță ca de obicei, nu mai are nimic, e așa, mai mult de să-l protejeze la transport. Au un cablu și o monedă de SIM, dar vreau să vă arăt dispozitivul, să vedeți cât de bine arată noua generație, să vedem ce putem face cu el și la finalul acestui videoclip vă ajut să tragem concluzia dacă merită sau nu merită cumpărat acest dispozitiv. Hai să vedem! Ok, am venit aici să vă arăt și cutia și terminalul. Îmi place griul ăsta metalic, are ceva premium în el. În mod normal așa trebuie să arate un terminal super interesant, made in Corea. Și n-am ce să vă arăt. Aici sunt niște cartonașe. Cred că este cablul de încărcare. Și un alta de SIM și niște cartoane și asta este absolut tot. Și aici sunt niște apțipilduri care au fost să protejeze telefonul la transport și asta e toată cutia. Dar trebuie să recunosc că în momentul când scoți telefonul și îl vezi în mână, este super impresionant. Adică au rafinat partea de design exact ce trebuie să faci la un dispozitiv super premium, super scump. Arată foarte bine partea de design. Au terminat cu ecranul ăla de jucărie pe exterior și arată ca un ecran de telefon normal pe exterior, cum ar trebui să arate un ecran de telefon. Dar și ăsta are, într-adevăr, dungile negre destul de proeminente, de 2 mm grosime. Însă, în cadrul construcției asta cu metal și cu lucios, parcă nu se observă așa deranjant. Parcă poate să zici că este ok. Îmi place partea asta metalică, îmi place griul ăsta superb. Alinierea camerelor este similară cu seria S24. Partea asta din spate e super premium, adică ai niște chestii cu adevărat interesante, cu senzor de amprentă aici. Dar formatul ecranului rămâne același problematic, adică oricât de mult ne plac nouă terminalele și tabletele, tabletele au alt format. Adică în momentul când deschizi o tabletă poți să vezi YouTube sau filme de pe Netflix sau alte chestii de genul ăsta direct pe ea. Adică haideți să vă arăt direct, ca să nu mai stăm de... M-a întrebat cineva cum se vede YouTube. Practic, interfața YouTube a fost adaptată pentru acest ecran, doar că clipul nu se poate adapta. Clipul arată altfel. El este 16:9 natural și se poate mări un pic, dar tot arată aberant. Adică, uite, îi dau maximize. Așa are două dungi negre uriașe și așa are două dungi negre puțin mai mici și eu pot să-i fac chiar și zoom in, zoom to fill, să zic că mă uit așa, dar este o imagine distorsionată și în mod sigur nu așa a vrut autorul să filmeze în formatul pătrat. Sigur, pentru anumite jocuri, de exemplu, când jucam jocuri de-astea cu hartă, Îți construiești un oraș, o armată, o chestie și vrei să descoperi ce se mai află pe harta aia și trimiți scoutul să navigheze pe hartă. Sau în jocurile astea noi de tip Fortnite sau PUBG, vrei să vezi mai mult din hartă sau să vezi de unde vine zgomotul, din ce parte mai exact și să poți să te întorci în partea aia să-l împuși pe ăla. Adică are niște avantaje și pentru jocuri.
În plus de asta, Fold 6, spre deosebire de Flip 6, a ieșit mult mai bine în testele de performanță, ceea ce mie mi-arată că nu este limitată puterea. Dar hai să vă arăt. Albume, screenshot-uri. Este pentru prima dată când Samsung pune asta la deschiderea terminalului nou și spune așa. Atenție la telefon, nu apăsați pe ecran sau camera sub display cu orice obiect tare sau contundent sau așa. Doar S Pen-ul lui Samsung funcționează corect, restul poate să strice pe aici. Când închizi capacul, fii atent să nu fie nimic sub capac. Am pățit cu laptopul, deci sunt vaccinat din punctul ăsta de vedere. Este rezistent la praf. Dar nisipul poate cauza probleme, deci nu e de scăpat pe plaje. Este rezistent la apă, însă dacă ești la mare, la fel, apă sărată sau alcool poate dăuna telefonului. Și nu scoateți folia din fabrica asta care ajută la cută. Are un mod light de performanță, adică s-au gândit că dacă se încinge la un moment dat mai bine, îl dai pe light să te țină mai mult. N-am folosit, am testat autonomia cu ecranul mic, este 18x20, foarte bună pentru un telefon de dimensiunea asta. Iar autonomia cu ecran mare, cum vine el din fabrică, este 13x, ceea ce e ok. Ok pentru dimensiunile lui și ce baterie are, 13x este foarte ok. 1.548.000 în Antutu, un scor foarte bun. Și vedem aici sistemul cu 12 GB de RAM, 512 de stocare. Aici Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ecranul mic este de 6.24 cu 2376x968 de pixeli. Ecranul mare 2160x1856 și are 7.57 inci. Baterie 4273, adică nu e chiar 4400 și un pic mai mic. Scrieri de teste, scriere și citire 1,1 GB și 2,67 GB, foarte bun. Memoria, copierea memoriei 20 de GB pe secundă. 2100 în single core și 6500 multicore, adică mult peste flip. Mult peste flip. Cam asta e situația pe partea de performanță. Uite, asfalt. Tot la fel, se plângea cineva că nu i-a mers asfalt sau că diverse chestii nu se vede corect. Se vede corect, se adaptează, nu are nicio problemă. A mers chiar și pe ecranul de capac. La asta nu ai probleme cu capacul, merge orice aplicație. N-am mai jucat de mult, dar odată ce înveți să joci ăsta, nu mai uiți. Deci nu are probleme cu ecranul intern sau extern, poți să joci pe care vrei. Pe ăsta poți să folosești ecranul extern ca pe un telefon normal, adică așa ar trebui să fie pe orice pliabil. Iar când ai cu adevărat nevoie de divertisment și vrei să faci ceva, luezi pe ăsta mare, că na, de asta ai plătit atâția bani pe... să punem întâi de sound, da, corect.
ca să vezi ăsta cât de cât normal, mai bine îl vezi pe fragmentat așa și cu alte conținuturi decât să mărești. În fine, depinde ce vezi. Se aude foarte bine, difuzare stereo și puternice. Este absolut convins că ecranul ăsta este mult peste media ecranelor normale, cum are Samsung de obicei pe flagship. Pe partea de fotografie s-a descurcat bine, ca de obicei, cum te-ai așteptat de la un Samsung, doar că trebuie neapărat să folosești degetul ăla pentru a pune fix acolo unde vrei să facă focus. Altfel, reiși să-ți iasă, uite, mi-a ieșit ușa în ceață, nu știu care e faza, dar bănuiesc că a făcut focus pe asta că era mai aproape sau o chestie de genul ăsta. Evident, în lumină naturală și așa se descurcă genial. Aici este zoom-ul de 3x. Deci are toți cei trei senzori, cameră normală, cameră ultra-wide și cameră de zoom, iar ăsta este un zoom de 3x pe care îl oferă. Partea de selfie se descurcă destul de bine, doar că dacă folosiți modul portret, se observă că a făcut ceva, vedeți, aici pe la căști, că se observă că nu e natural. Dacă folosești modul normal, iese bine, n-am avut nicio plângere și este mai bine decât flip pe partea de selfie. Hai să vă arăt și zoom-ul. Deci ai ultra-wide-ul, care îți face totul mai micșorat, 1x, are 3x și apoi mergi cu pasul digital, 10x, 20 și 30. 20x, uite cât de curată e, zici că e făcută cu luneta. Și la 30x o să observe, e cam maximum, se observă ceva la 30x, dar este o poză utilizabilă, să zic așa. La gang a mers ok, dar la fel pe principiu, pus degetul pe unde vrei să facă poza. Nu lucește, nu face nimica. Un pic aici a fost luminat, a ieșit soarele din ochi. La fel, în condiții de întuneric și lumină, aici se vede că asta e o plantă verde. Aici nu se mai vede verdele așa bine, dar uite, frunza aia e încă verde. Adică a știut să îmbine un pic ca să se vadă și partea din spate, dar și partea întunecată. Iar și aici la lumină, foarte ok. Sunt niște camere printre cele mai bune la ora actuală. Concluzii. Și în cazul Fold 6, ca și în cazul Flip, avem o generație nouă, dar cu mai puține îmbunătățiri decât Flip-ul. Flip-ul aduce mai multe noutăți anul ăsta, adică și o baterie mai mare, și cameră foto îmbunătățită, și rezistență la apă și praf, adică are mai multe noutăți și este mai bine poziționat ca raport calitate-preț, să zic. Ăsta aduce ecranul mare, pliabil, dar care are un format mai puțin folosit sau mai puțin utilizabil. E mare, foarte bun să vezi documente, texte, chestii grele cu care lucrezi și pe care nu le vezi bine pe un telefon normal. Dar pe de altă parte, nu este pe formatul cinematic sau pentru divertisment. E mai mult pe un format ăsta de birou, să zic. Și cred că ăsta e avantajul de a fi folosit de oamenii din companii. Are performanță mai mare, are acest design nou care a fost de la S24 cu margini plate, cu metalic, combinație de sticlă-metal care arată foarte bine. Stă mai bine în mână, e mai comod, e mai ușor de folosit. Îmi place că ecranul exterior a fost îmbunătățit și este ca un telefon normal, practic. Are un format de telefon normal, nu mai este nici rotunjit, nici ciudat cum era la primele folduri. E tocmai bun de folosit, iar atunci când ai nevoie te uiți pe ecranul mare. Are și asta baterie destulă, ține destul de bine în teste, 18 ore și ceva doar cu ecranul de pe capac sau 13 ore cu ecran mare, adică dacă folosești moderat cu o parte cu unul, o parte cu unul, atunci nu vei avea probleme cu autonomia, trece o zi de utilizare.
Desigur, merita testa și cu S Pen, n-am avut ocazia anul ăsta, dar cred că pentru cei care îmi folosesc creionul pentru notițe, pentru desenat și pentru alte funcții practice pe care le are, cred că e foarte bine de utilizat cu S Pen. De asta, varianta aia care se auzea pe zvonuri, care se cheamă ba ultra, ba slim, ba nu știe nimeni cum se cheamă, aia era interesantă pentru că are slotul de S Pen de la S24 Ultra și în același timp are formatul exterior exact ca S24 Ultra, deci este un pic mai lat ecranul și un pic mai interesant. Dar se zvonește acum că varianta aia nu vine în Europa și o să fie doar în China sau Asia, ceva de genul ăsta. Urmează să vedem, e un zvon. Dar vreau să zic că Samsung ar avea nevoie de un dispozitiv mai practic și mai util, adică să fie mai aproape de tabletă, dar în formatul tabletei 3x2 sau ceva de genul. Să aibă S Pen-ul, care este super util pentru creatorii digitali, pentru cei care scriu, pentru cei care învață, pentru cei care desenează. Și să aibă, când îl închizi, să fie un telefon normal, cum are toată lumea, să-l poți utiliza normal, iar când îl deschizi, el să știe că atunci începe distracția, să zic așa. Cam asta este ideea, îmi place foarte mult Fold și concept și realizare, doar că este ca și alte modele premium la ora actuală, este poziționat un pic cam sus. Adică 10.000 de lei rămâne un buget mare pentru România, pentru un telefon. Și pentru orice gadget. Și pentru televizor e unul 10.000. Adică e un buget mare, ce să mai... E un buget premium pe axa pe oamenii care au bani de cheltuit pe chestiile astea. Sigur că nu vei fi dezamăgit și este un super telefon per total, dar... Vreau să zic că nu e pentru toată lumea. Nu e pentru toată lumea. Cam asta e concluzia. În rest, stă foarte bine, foarte performant, foarte arătos, va ține mult timp, oferă update-uri pe mai mult timp. După părerea mea, e o zonă care va fi urmărită și să sperăm că trec și ei la zona aia care s-a zvonat de asemenea. Pliabil, accesibil. Dacă ar avea cu mare seria de Galaxy A, aduce telefoanele flagship redesenate la un nivel de preț mai bun. Așa trebuie să facă și pe pliabile. Să facă o serie de pliabile mai accesibile care să aducă telefoanele astea și pentru publicul larg. Nu doar pentru cei foarte bogați. O să vedem dacă se întâmplă. Cine știe? Toată lumea zice că va urma. Poate. Vom vedea. Ne auzim în curând. Baftă. Ciao.